mijlocul celor șapte sfetnice de aur, am văzut pe cineva care semăna cu Fiul Omului. Ochii lui erau ca fara focului și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, picioarele lui ca mor. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că acum sunt viu în vecii vecilor. Aleluia! Spre slava lui Hristos!